făcute de România, dar mai ales a premierului Victor Ponta. Știți discuțiile după presa națională, știți minciunile care s-au aruncat pe presa națională, dar iată că Victor Ponta cu colegii din PSD au reușit să impună un social-democrat la conducerea unui foarte important post de comisar european. Acum nu vreau să blamez prestația domnului Blaga și a domnului Klaus Iohannis, care tot au scris acolo că România nu trebuie să aibă, nici a domnului Băsescu, care a încercat să distrugă, dacă vreți, această construcție. România va beneficia și va avea de câștigat prin această numire, în acest post fiind unul din posturile cu cele mai mari resurse financiare de dezvoltare, suntem convinși că România va beneficia de acest aspect. Știți foarte bine că în Camera Deputaților trebuia să rog pe domnul ministru, dar a venit un pic mai târziu. Amnistia fiscală a fost trecută și acolo. Vor beneficia peste 200 de mame, 20.000 de mame, 50.000 de pensionari. Ăsta e un lucru bun și arată grija guvernului Ponta vis-a-vis de cetățeni și de ceea ce s-a întâmplat, lucruri foarte urâte aici. E de discutat mai departe cu cei care au greșit, dar asta, ceea ce este cel mai important, este că s-a reușit acest lucru. Pe plan local, și știu că asta vă interesează cel mai mult, vreau să vă informez că până în acest moment Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Giurgiu, s-au hotărât să vină peste 38 de primari, avem 38 în acest moment, de primari au semnat cu organizația noastră. Eu le mulțumesc și pe calea asta că au încredere în noi și asta arată că la PSD Giurgiu s-a format o echipă în care oamenii au încredere. Încredere atât politică, cât mai ales administrativă de dezvoltare a județului. La nivel județean pot să vă anunț că s-a format o majoritate din PSD, PC, UNEPR și PLD. Partidul PLR, iertați-mă așa, Partidul Național Liberal pierzând majoritatea în Consiliul Județean în acest moment. Dacă aveți întrebări. Pe cine vă spune vicepreședintele Consiliului? Noi avem cu PLR-ul, cu domnul Toma, președintele, un protocol politic la care încă mai discutăm vis-a-vis de modul de aplicare. Și cred că acest atribut este al domnilor consilieri județeni, să întâlnească în grupul politic format și să decidă mișcările administrative care reiez din această majoritate. Deci și decide, nu pot să decide aici. PPDD-ul este valabil de această majoritate? Nu. Și PPDD, iertați-mă, sunt așa de multe încât... Da, PPDD-ul avea deja un protocol cu PSD-ul, știți, și asta e și cauza pentru care nu l-am nominalizat, l-am uitat. Da, ideea este că împreună cu adevărații liberali am făcut o majoritate în Consiliul Județean. Ați spus câți liberali au mai rămas în Consiliul Județean? Păi da, n-am cum să vă informez pentru că în acest moment, din informațiile mele, foarte mulți consilieri județeni încă nu s-au decis la ce partid să meargă. Dar pot să vă spun ce avem noi și colegii de la PLR. Că avem o majoritate. Undeva la 18 ne închide. Asta înseamnă că avem o majoritate sigură în Consiliul Județean. Urmând mai departe ce reiese din această majoritate, așa cum vă spuneam, să decidă în interiorul grupului format acolo. Aveți idee, președintele Consiliului de Sanctă și el la urmă informații? Ce pot să vă informez e că cu siguranță la PSD nu vom accepta niciodată. Restul chiar nu pot să judec. Ce vreau să mai vă informez, mâine avem conferința județeană, conferință care are un aspect mai
mai interesant, dacă vreți. La 16.30 începe conferința și la 17, ea se desfășoară simultan în toate județele țării și municipiul București, la 17.30, transformându-se în conferință națională, un congres național, pardon. Și vă invit toată presa să participați mâine, fără niciun fel de rețineri. Este vorba de acea conferință județeană privind susținerea... Privind susținerea președintelui Ponta. Până acum, cred că noi în toate ședințele, în toate conferințele locale, colegii mei au mers și acolo s-a dat un vot vis-a-vis de candidatură și cred că avem în jur de 10.000, nu rețin acum, n-am la mine cifra. Acum, urmând ca reprezentanții de acolo să comunice rezultatele și să confirmăm prin votul conferinței județene. Câți delegați? 410 avem convocați, probabil. La Ateneul Bălănescu. La Ateneul Bălănescu, ea, așa cum vă spuneam, se va desfășura simultan în toate județele. La 17.30, premierul, președintele partidului și președintele executiv Dragnea participă la Alba Iulia, intrând în direct cu toate județele. S-a creat un sistem de noastră de presă, mai ales în media, știți mai bine partea asta tehnică, intrând în direct cu toate. De fapt, da, e un congres în care noi comunicăm rezultatele și dânsii își transmit mesajele pe calea asta. Sunteți triști că avem majoritatea la Consiliu? Nu, ce mai scrie? Deci acum anumite cereri le mai ducem domnului Mustăța sau le ducem majoritatea? Păi, acum, cei care avea subvenție de la Consiliu trebuie să vă reorientați. Nu vă reorientați repede? Și cei ce care n-au zis la Consiliu, dacă va ține Mustăța, trece la PD3, Nu cred că se întâmplă nimic bun. Eu am încredere. Eu vă spun, în PLR, Toma Petcu, eu îl cunosc cu toate că am fost adversar, l-am respectat. Nu cred că m-ați auzit prea mult vorbind de dânsul. Am mai așa, am mai avut noi mici înțepături, dar asta e viața politică. Până la urmă, noi ne detașăm, eu m-am detașat și colegii mei, și cred că și PLR-ul, și vorbesc la nivel de județ Giurgiu, de o administrație extrem de dăunătoare pentru județ, nociv. Și mă refer aici la administrația condusă de Vasile Mustățe. Acum, dacă dânsii, unul din cele 4-5 partide, ca să nu mai greșesc, decide să ia pe domnul Mustățe să-l adopte, eu nu pot să mă opun. Dar nici nu cred că e un lucru benefic. Altă parte, cariera lui Vasile Mustățe a închis vis-a-vis de ce a făcut în ăștia 2 ani jumătate administrativ. Și mă gândesc că în următorul 1 an jumătate care a rămas nu va face minuni. Că n-are cum să-și mai revină. La vârsta aia e greu să-ți mai schimbe și să mai aibă o educație administrativă. Asta e, ce să-i facem? Deci nu cred că va fi un câștig pentru nimeni. Va fi o pierdere și va pierde procentual oricare va lua decizia asta. Ați afirmat la conferința acum o lună, două, că vor gândi chiar și la un referendum. După prezidențiale e posibil pentru... Nu, mă gândesc că având această majoritate, colegii mei și mare majoritate oameni de administrație și oameni înțelepți vor reuși să ia decizii în Consiliul Județean înțelepte, încât să înceapă să Consiliul Județean să-și intre în rol, să vină, adică în ajutorul comunităților locale și în ajutorul județului pentru dezvoltarea lui. Și atunci, probabil, rolul lui Vasile Mustățea va rămâne unul de tablou frumos pus pe un perete cu... artistic, dacă vreți. Sau cel puțin nu va mai avea deciziile dăunătoare în cadrul Consiliului Județean. Eu mă gândesc la avem o majoritate stabilă, e păcat
pentru cetățenii județului ăștia, colegii mei, nu eu, pentru că așa cum vă spuneam, decizia politică, eu am avut-o până aici și vreau să o am până aici, mai departe deciziile administrative trebuie să le aibă deși. Ca și conlucrare, să lase orgoliile, să reușească să ia decizii înțelepte pentru dezvoltarea județului. Și atunci, probabil, Nea Vasile va face niște conferințe de presă frumoase și artistice. Domnul senator, miercuri, dacă nu greșesc, sau nu ați avut, eu mă duc o conferință de presă, în cadrul căreia v-a atacat atât lumea cât și familia. Spunând că, odată cu venirea PSD-ului la putere, dumneavoastră l-ați adus pe Petre Petre, care a făcut numai bine învățământului, cu bine de rigoare, învățământului din Giurgiu, și că soția dumneavoastră ar trebui să se ocupe de orice altceva, dar nu de ședințe cu directorul din Giurgiu. Un comentariu asta. Eu am încercat să evit zona asta. Dumneavoastră, ca jurnaliști, cred că, cu toate că unele declarații sunt spumoase a unor lideri după piața asta, politici, între ghilimele, și în momentul când pomeniți Bădălău și familie, deja... Cred că n-are sens să comentez, pentru că ați comentat noastră caracterul și cine a declarat. Chiar n-are. Pierd timp. Da. Trebuie să vorbim de familie cu deci. Asta-s caracterul. Cam o idee a numărului de consilieri locali din anumite comune aveți care au trecut... În absolut toate localitățile, vă dați seama că primarii și-au făcut majoritățile. Și avem majoritățile. Pot să vă anunț că la Florestul Enes 100%, la ce, din informațiile care am, pentru că e foarte greoaie procedura să o gestionez pe absolut, dar la toate primarii au majorități, ba chiar mai mult, în două localități, în Malu și în Oinacu, PSD-ul are majoritate, cu toate că primarii nu au trecut încă la PSD. Deci s-au format și majorități în consilieri. Nu s-a discutat. Și chiar îmi pare rău că am pomenit că chiar nu vreau să intru în amănunte, știi, și să spun până nu se încheie procesul, că nu-i corect. Procesul ăsta de ordonanța 55, până nu expiră cele 45 de zile. Da. Așa cum vă spuneam, ideea e că PSD-ul a revenit acolo unde era locul ca cea mai puternică forță politică din județ și asta e clar că se datorează echipei care am reușit să o formez, echipei de oameni valoroși, începând cu Valentin Iescu, cu Marciu, care a muncit extrem de mult la dezvoltarea județului. Și vreau să vă spun că Cristi a fost unul din oamenii cei mai importanți vis-a-vis de resursele și de proiectele județene, precum și ceilalți colegi. Oamenii văd încredere. Și ăsta e un lucru pentru noi benefic, că până la urmă toată lumea spune că pleacă la guvernare. Nu e adevărat. Și o să vedeți mișcările din celelalte județe. Ideea e să reușești pentru oamenii ăștia, chiar dacă partidul care tu îl susții sau din care faci parte este la guvernare, să reușești să aduci din guvernarea asta și în județul tău. Și pe lucrul ăsta, să știți. Și avem mult mai multe proiecte și o să vă informăm. Eu vreau să îi rog pe colegii mei, colegii mai tineri, săptămâna trecută v-am făcut o surpriză că am pus colegi mai tineri, să aducem directorii, să aducem oamenii ăștia care muncesc, nu să vă spun eu realizările lor, ci ei să vă spun. Și avem pe porturi acum un proiect mare cu mărirea portului. Avem foarte multe lucruri care încercăm să începem să le dezvoltăm. Și mă refer aici la municipiul Giurgiu. Da. Așa cum vă spuneam, vreau să-i rog pe ei să vină și să spună realizările, pentru că e munca lor. Noi cel mult reușim să-i sprijinim. Și pentru 3 minute și dezbatem un subiect și încercăm să luăm o decizie împreună. Dar tot timpul am fost cu echipei și încerc să promovez foarte mulți tineri. Cred că o mare parte Nu, Marina, am înțeles că a fost bolnav sărac. Deci, nu știu, eu vă Vă rog. A trecut cineva de la PPDT spre PSD, dacă s-a scris cineva de la... Au ieșit zboduri că sunt primarii PSD, primarii vechi PSD, dar ține la localități și de asta îi respectă comunitatea.
Niciodată nu veți găsi un primar care să spună, domnule, sunt mulțumit. Noi avem tineretul Partidului Mișcarea Populară la școala de vară din de pe litoral, din Constanța. Suntem toți acolo. Sperăm să fie și să vină și președinte. Școala de vară spre toamnă, da. Dar cam așa se plăte. Adică, cam în luna septembrie toată lumea. Sfârșit de august, început de septembrie, toată... Săptămâna trecută când a fost școala de vară la APNL sau la... Da. Săptămâna trecută, nu? Da. Weekendul trecut. Și pregătirea de campanie. Și pregătirea de campanie. Tema va fi pregătirea de campanie. Dar... Acum ați văzut. Noi ca și giurgiuveni am văzut situația de la etapa a doua de la Baculeareat. Unde ne-am aflat. Și ne-am aflat. Am reușit să atingem ultimul loc în România. Ca și performanțe. Acum... Avem și o problemă națională vis-a-vis de educație, pentru că educația deja nu mai stimulează niciun fel să vină omul să vină la școală, că după aia să se aplice ideea cine are carte, are parte. Pentru că nu mai se folosește, se pare, deloc. Școala de meserii și meseria și nu prea mai se fac datorită doamnei Andronescu. Apropo, doamna Andronescu mi-a fost profesoară de chimie. Mi-a fost profesoară direct, așa, și avem acum tot timpul o dispută de la profesor la student. Deci, școala a reușit în ultima perioadă să nu mai fie stimulativă pentru elevi. La ce îmi trebuie școala? Că foarte mult șomaj în rândul tinerilor. Avem unul din cele mai șomaje din Uniunea Europeană și la noi în Sud cu atât mai mult. Vis-a-vis de tineri, așa că... Noi avem, până la urmă, legea care a fost ciumpăvită de băieți, legea lui Funeriu, chiar a fost o lege bună. Chiar a fost o lege bună, stimulatoare, pentru performanță, se făcea trierea. S-a și discutat în perioada aia foarte mult despre ea. Legea a fost schimbată, a fost... măcinată, mărunțită, sfârtecată, astăzi, în anul ăsta, mergem la școală, dacă am luat, mergem la facultate, dacă am luat sau nu am luat bacalaureatul. Dacă eu cel puțin sunt siderat de ideea asta. Ai luat bacalaureatul, n-ai luat bacalaureatul și te duci la facultate. Adică ești repetent și te duci la facultate. Sau... Nu știu, sau eu s-ar putea să fiu deformat, demodat, țăran de la grădinari, spuneți-mi oricum, dar mi-e greu să înțeleg astăzi, nu că n-ai, că nu ești, că nu, eu ce, examenul vieții mele a fost examenul de intrare în facultate. Examenul vieții mele și am tremurat și am, ba, lei, și eram, și nu uitați că eram olimpic la chimie, când am dat la examen la facultate, eram olimpic la chimie și cu premiul național luat la chimie. Și mi-au tremurat toate lucrurile și care le aveam pe mine și pe acasă, pe îndulap, până când a venit rezultatul. Și mi-aduc aminte, săracul tata, fiiță în aușa. Așteptasem, că nu aveam telefon. Așteptam, dădeam telefon și eu la București, că eram la grădina, și dădeam, mergeam la poștă, dădeam telefon, au, s-au afișat rezultatele, că erau bucureștini, colegii mei de liceu, bucureștini. Nu s-au afișat. Știu că ultimul telefon, l-am dat pe la 21 seara. Și nu s-a reușit. Și m-am dus acasă, m-am culcat și a venit tata de la serviciu. Fiind vesel. Și când l-am auzit, era deja pilit. Și are tata un student
interpretau o melodie de prin cular. În primul rând, exprimarea. Învățământul terțiar non-universitar. Adică denumirea terțiar non-universitar și non-valoric ar trebui să fie în continuare. Nu înțeleg, dar știu că din eu ce știu clar că asta e în funcțiune și vă povesteam de legea învățământului, care a fost totuși, din punctul meu de vedere, a domnului Funeriu și, într-adevăr, a fost ridicată ștacheta, chiar dacă a fost o ștachetă pusă cu camere video și așa, trasă cu foarte mult scandal, adică ștacheta și ducea la un învățământ performant. Demobilizarea în învățământ este o... Oricum, salut că se inaugurează Maiorescu. Îl felicit pe domnul primar pentru ce a făcut pentru acest liceu și să fie de bun augur. Pentru că pentru giurgiuveni, pentru noi giurgiuvenii, eu nu sunt absolvent de Maiorescu, dar știu că toată lumea își pune cu titlul de glorie în momentul când a fost și este absolvent de Maiorescu. Doresc succes, să aibă în continuare elevi buni și să intre la facultate și să facă facultatea cu examenul, fără examen. Acum avem un lucru mai spun despre comisarul european, că trebuie să felicitați toți cei care și-au adus contribuția pentru numirea doamnei Corina Crețu, inclusiv președintele României, pentru că cuvântul decisiv l-a avut președintele, pentru știți foarte bine din ce familie europeană face actualul prim-ministru al Comisiei Europene, așa că toți merită cuvânt de laudă și ar fi fost bine să vorbim mai puțin despre lucrul ăsta și să vedem rezultatele. Pe mine m-a surprins plăcut, jos pălăria, avem un portofoliu și un comisar european, un portofoliu important, plin. Să punctez puțin vis-a-vis de această ordonanță, pentru că, repet, chiar consider că este o problemă foarte gravă, o problemă care afectează generațiile prezente. Revin la titlu, învățământ terțiar non-universitar, care se organizează în instituții universitare, adică universitare. E un nonsens, non-universitar, desfășurat în universitate, adică nu-i văd logica. În al doilea rând, aș dori din nou și în numele personal și în numele PMP, Giurgiu, să facem un apel către domnul Victor Ciorbea, avocatul poporului, care până la această oră ar fi trebuit deja să se pronunțe asupra legalității acestei ordonanțe imbecile din punctul meu de vedere. Ordonanță care nu face decât să distrugă viitorul tinerilor care vor să mai învețe puțină carte pe bune România și de asemenea chiar o recomandare Partidului Social Democrat din mândri că suntem români să schimbe, dacă mai au motoul acesta, să schimbe în țara te vrea prost. E mai apropiat de această ordonanță. Adică nu se poate. Da? O țară membră, ordonanța 49/2014. Bine, nu va ataca domnul Ciorbea, pentru că atacă numai ce vrea guvernul. Este domnul Victor Ciorbea, e pus de PSD și e pus avocat poporului acolo și nu atacă decât ceea ce vrea PSD-ul. Ce a atacat acum ceva? A atacat cu Portul Constanța. Cu Portul Constanța și să vedem acum reacția domnului Mazăre. Era foarte vituperant în emisiune înainte să fie... Adevărul e că e neconstituțională chestia vis-a-vis de Portul Constanța. Da, vă stau la dispoziție. S-a înscris cineva până acum pe ordonanța 55? La noi? Da. Nu sunt cinii, întreb. Da, da. Da. În afară de eu. S-a înscris. Întrebarea a fost dacă s-a înscris. Lumea e fricoasă. Așteptăm 2016. Nu, ce caz, eu aștept. Vor să vină bine, nu? Și înțeleg în același timp. Le înțeleg
manifestările au nevoie de bani. Așa cum vă spuneam, suntem un județ sărac. Și în momentul când se face o asemenea presiune, că au o presiune extraordinar de mare pe ei. Să vedem cum vor reacționa. Că... Pe momentul când... Niciunul. Păi că sunt 41, 42, că sunt. Ce se mai respinde? 41. Eu știu că 42 sunt. Prea mult. Da. Mult prea mult. În Consiliul Județean anunța senatorul Bădăru, anunța că în Consiliul Județean s-a format noua majoritate. PSD, PPDT, PDR, UNPR. Zic PSD că se vine. PSD ce... PSD, PSD. Foarte bine. La putere. Așa e viața. Asta e viața. Asta e viața. Probabil că... În aceste condiții vor aduce... Aveți majoritate, aveți totul la îndemână. Ce vă lipsește să aduceți bani, să faceți Giurgiu ca o floare. Experiența ministerială, până la urmă, când eu nu vrea, există posibilități financiare să susții pretențiile la toți primarii? Câți bani credeți, doamnă, că spunea să-i urmărim, câți bani credeți că poate să aducă actualul guvern? Vorbind nepolitic, acum tehnic... Deci nevoia minimă a unei primării, cea mai mică primărie din Giurgiu, pentru derularea proiectelor pentru următorii 2 ani, nevoia minimă înseamnă o jumătate de milion de euro. Nevoia minimă proiecte întreține, dacă de la minim dezvolți Lacomana, nu mai vorbești de o jumătate de milion de euro. Lacomana vorbești de milioane de euro. Mi-e tare teamă că nu o să aibă bani nici măcar să susțină amnistia mamelor, medicilor, bugetarilor și pensionarilor. Foarte mult. Până și la polițiști am mărit. E o nebunie. Se aventurează pe un... Deja avem cea mai mare scădere economică față de planificat din Uniunea Europeană. Suntem după două trimestre de recesiune. Suntem în recesiune. Recesiunea este primul pas înainte de criză și dacă reușește acest lucru să vedem cum gestionează, Doamne ferește, chiar nu-mi doresc și nu doresc pentru România o asemenea perspectivă. Noi, proiectul cel mare pentru noi e 2016. Alaltă seară, nu? Avem cu spionii. Nu știu. Și într-un domeniu destul de apropiat de acest lucru. E posibil orice, nu știu, chiar nu vreau să fac niciun fel de speculație. Asta nu înseamnă că nu poate să candideze. Poate să gândesc, numai că dumneavoastră trebuie să știe. Și corect să știe. Sau poate mai apare, cumva, știți, mai apare un as de mânecă. Da. Nu mă știu ce ipotezi. Vasile, discuția e din ce în ce mai singur. Ai și o obsesie. Din ce în ce mai singur. Și fără mine. Și fără mine. Forever. Dacă s-ar hotărâi, nu numai singur, tablou în... L-am văzut și eu la meci. Dacă ar veni și ar spune, uite, vreau un... Nu. Ascultat-o pe altul. Nu. Vasile, ce să faci cu Vasile? Mai bine săraci și singuri. Decât cu Vasile. Ce să faci cu Vasile? Vasile a distrus un partid. E clar că partid... Noi avem de nevoie de construcția unui partid, nu de distrugerea. Și așa suntem puțini. Și suntem la nevoie mare. Suntem mari nevoi. Păi Vasile distruge... Nu, Vasile ar distruge și micul ăsta care suntem. Și pe ăsta ar fi în stare să-l distrugă. Păi e incredibil. Eu nu știu ce face Lucica, că nu am vorbit cu el de... Eu nu știu că să se întoarce și pe parte și pe alta. Chiar nu știu ce face. Păi, cum se lasă? L-a lăsat. După opinia mea, gâtul și-a rupt de mult. Da, dar de satisfacție să vezi cum se înmormântează singur. Problema e că îi duce pe toți din jurul lui, asta
care ce simplu să sânge. E ca un șofer de la el. Are mașina plină și el e... Aveți idee care dintre prezidențiabili e predispus să fie informator, agent, securist? N-am idee. N-am idee. Știu că doar atât știu foarte clar că, că el la Udrea nu este. El la Udrea merge cu România frumoasă. Deci o doamnă frumoasă pentru România frumoasă. Nu. Matahari, nu, nu comentez. Nu comentez. Dar ceea ce se întâmplă cu, cu doamna Udrea, trebuie să știți că e mai, mult mai bine primită decât mă așteptam în țară. Asta nu înseamnă că este adulată, că n-are parte. De exemplu, a fost când am fost la Cașcaleaua asta, la, pe Valea Prahovei. A fost o echipă antenei, antenei 3 permanentă. Permanent. Și eu mă aștept, cel puțin mă așteptam să aibă 2-3 de ăștia gelați invitați să, să huiduie. Să... Nu, nu s-a întâmplat. Provocator, nu s-a întâmplat. Și da, deci nefiind nici măcar provocatori acolo. Și a fost foarte, foarte ok. Foarte ok. Spuneți că trebuie să evoluăm de scenariul, dar nu, nu, dar nu. Toți, dar tot poporul român e bolnav de scenariul. Dacă mai merge campania lui Claus Iohannis făcută de Ludovic, cu cine e mare și... Mama, seară, i-am dat telefonul Ludovic. I-am dat aseară telefonul Ludovic. Vai mie, vai mie, vai mie. L-ați văzut aseară pe Ludovic, da? Vai. Seinfeld. Dacă îmi face două lansări de genul ăsta, gata, popa cu tutu să duce singur. Păi nu, e încădere liberă. Părerea mea e că... Da. După, după sondajele noastre, după sondajele noastre, ajung la 20%. E un sas de bine. Și cade. Cade. În fiecare zi, în fiecare săptămână se întâmplă ceva. Și acum sunt măsurători clare pentru toată lumea, pentru toți cei prezidențiabili, sunt măsurători. Cum evoluează. Și făcute și în, în diverse lucruri. Fiecare își măsoară candidatul și fiecare are sondajele lui, că acum vezi pe telefon la tine cum e. La tine cum stau? La, la bine ești așa. La, și acum schimb oamenii de la, de la unul la altul. Dar până la urmă barometru pentru sociologic și pentru noi rămâne ceea ce se întâmplă, ceea ce se întâmplă în sistemul bancar și întrebările puse de, de cei din sistemul bancar care, care analiza asta sociologică care e făcută neutru cât de cât și e făcută cu interesul de a, de a afla starea de spirit a românilor și de a ști pe ce se bazează, iar arată, arată mai bine. Apropo de asta, o veste bună pentru români, un, un proiect pe care îl susținem, proiectul cu, cu Franco Elvețian și revenirea calcularea tuturor dobânzilor la, la cota, la cota când a fost încheiată în contract și abuzul băncilor asupra clienților, pentru că asta e și un proiect care se dezbate acum, în 20 septembrie va fi dezbătut, e trecut prin Senat și e la Camera Deputaților și sper să, să, ajungă corect și să, să pună băncile la punct, pentru că nu eram noi destul de săraci, foarte, persoane fizice vorbesc acum, nu, nu mai vorbesc de persoane juridice, foarte mulți oameni care au luat, au luat un, un credit în Franci Elvețieni care i-a dărâmat, i-a dus în faliment, i-a oropsit, au pierdut case, au pierdut și acum, acum avantajul a fost urgent de bănci, a zis că el a fost decizie definitivă și revocabilă în care i-a pus și precedentul contează foarte mult. Precedentul și... Da. Da. Și acum probabil că lucrurile vor merge mult mai rapid și vor avea de plătit. Pentru că, uite, iar un motiv pentru care băncile nu se ocupe de ceea ce trebuie să facă, să crediteze business, să crediteze oameni, să crediteze... Ele stăteau și
doar din simplu amărire a cotei de a francului elvețian, ei n-aveau ce, nici nu trebuiau să facă nimic. Sărăcea poporul și ele se îmbogățeau. Inclusiv de BNR. Inclusiv de BNR. Și așteptați-vă. BNR-ul. BNR-ul, că dacă BNR-ul venea, spunea Parlamentului, faceți o greșeală, dacă îi lăsați așa, oricând ai viza de la BNR, uitați-vă în toate sondajele de opinie din România. Mugurii Sărescu și BNR-ul, instituție și om cu credibilitate maximă. Nu discutăm. De acord. Da. Care practică dobânzi de 90%. Dacă vă dau banii ăștia noastră cu 90%, sunt cămătați și intru la pușcărie, nu? Iar BNR-ul îi dă autorizație de funcționare unui provident, unui chestia astea, unde dobânzile anuale sunt de 94%. Atunci cum o să cred eu că BNR-ul are alt interes decât să-și ia bani? Vă recomand, ați văzut filmul cu America, uite că îmi scapă numele acum. De la Digi24. Digi24 l-a dat domnul Curezeanu. Cu sistemul bancar, ce s-a întâmplat în Anglia. Și cu modul de a dobânzii. Libor Plus. Și cum se stabilea dobânda. Și cum au sărăcit, cum s-au îmbogățit băncile pe baza unui aranjament interbancar. Vă recomand să vă uitați, să vedeți că și acolo să nu vă chestia asta. Și la noi, a fost de ce? Mulțumim mult! Mulțumim mult!